Colegiul Economic Mariate Iuleanu, care astăzi împlinește 118 ani de existență. Avem oaspeți de seamă, toți reprezentanții comunității locale. Și nu știu, vă rog frumos să nu mă judecați, n-am să încep într-o anumită ordine. Mă uit aici și îl văd pe domnul director Teodorescu Dan, de la, este reprezentantul primăriei Pitești. Și sunt tare încântată că mereu primăria Pitești a fost alături de noi. Apoi mă uit la doamna inspector general adjunct și de fapt este și colega noastră. Avem mândria asta să spunem că este a noastră. Este vorba de doamna Eugenia Gianu. Sigur, avem tot așa. V-am spus, este aleatorie enumerarea invitațiilor noștri, da? Avem cele două universități. Universitatea Constantin Brâncoveanu, Universitatea de Stat. Trebuie să vă spun că doamnele reprezentante, doamna Mihaela Sandi, doamna Mihaela Diaconu, au fost și profesorii noștri, dascării noștri. Dar nu pot să uit că în fața mea am două foste directoare ale Colegiului Economic Mariate Iuleanu. Da, doamna Mihalache și doamna Alexandrescu Carmen, domnul profesor Cuță, și am să ajung imediat și la dumnealui, pentru că anul trecut ați văzut, ne-a făcut acea surpriză și a scris, deci nu s-a lăsat așa dus de vala, am terminat și gata, nu, mereu e aproape de școală și iată, a făcut această minunată carte pe care, da, a pus-o în subtipar, da, un fost elev de-a dumnealui și elevul școlii. De asemenea, domnul profesor și fost director al școlii, domnul profesor Boiangiu, profesor de matematică, a dat serii întregi de matematicii. De asemenea, domnul profesor Toma Ion, fost director al școlii noastre. Nu știu, sper să nu fi uitat pe cineva, sunt emoționată. O am în față pe doamna profesoară Evdochia Andrescu, tot fostă directoare a colegiului nostru. Ne-au sprijinit în toată activitatea noastră, centru cultural, alături de noi. Ce înseamnă să fii alături de presă, de televiziune? Este doamna Cristina Munteanu cu reprezentanții de la Antena 1 Pitești. Avem de asemenea de la Argeșul Liber reprezentanții, de la Școala Argeșan, de la Filarmonica din Pitești, de la Consiliul Județean avem reprezentant și de asemenea și instituția prefectului. Domnul prefect a spus că nu știu dacă vine, sigur, dar sigur va primi un reprezentant al instituției prefectului. Avem colegii noștri, avem foștii noștri colegi mai mari, care acum sunt pensionari, dar eu îi simt aproape pentru că noi, profesorii tineri, am avut mereu de învățat de la dumnealor și încă o dată le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru Colegiul Economic Mariate Iuleanu. Doamna inspector general adjunct, Eugenia Gianu. Bună ziua tuturor! M-am oferit, dar m-ați privit cu intenție și am înțeles că trebuie să ajung aici. Am văzut elevii aseară întâmplător, cred că asta făceau la ora 6 și ceva, în sala, în laborator, lucrau la
bunătățile probabil care ne așteaptă la parter. Sunt onorată să particip alături de dumneavoastră, în primul rând ca dascăl al școlii și într-un moment de sărbătoare, un moment în care văd multă lume, oameni care reprezintă modele pentru noi, pentru Colegiul Economic Maria Teiuleanu. Este un moment și de analiză, cred eu, și de promovare a rezultatelor obținute cu dumneavoastră, un moment în care constat că dascălii și-au înțeles misiunea și țin cont de cerințele elevilor. Este un moment în care demonstrați că reușita este dată de, dacă pot să spun așa, cei 4 C ai reușitei, pentru că toți suntem la un liceu cu profil, regula celor 4 C, și anume, zic eu, vă propun, consecvență, comunicare, colaborare și competiție. Știm cu toții că lucrurile de valoare se fac cu efort, susținut, continuu și, bineînțeles, mergând pe aceeași direcție, ceea ce ați demonstrat. Colaborarea și comunicarea nu se realizează doar cu beneficiarul direct, ci cu toți factorii responsabili în formarea profilului educațional al tinerilor noștri și, după cum văd, sunt prezenți reprezentanții instituțiilor responsabile. Și competiția, eu cred că adevărata competiție este cu sine, pentru că în jurul nostru sunt doar repere la care noi să ne raportăm și să ne arătăm că nu există bariere sau, dacă acestea există, se pot ridica. Vă felicit din tot sufletul că ați creat un mediu educațional primitor, plăcut, că aveți o bază materială corespunzătoare și, bineînțeles, cadre didactice foarte bine pregătite. Vă urez și eu la mulți ani și să ne vedem sănătoși la anul. Trebuie să vă prezint pe fosta mea elevă, pentru că i-am îndrumat pașii. Este vorba de... Acum este europarlamentar. Deci, Simona Bucura. Mai frumos. Obligată să o îmbrățișez pe doamna director Mielcescu, cea care mi-a fost profesor de finanțe în clasa 12C, da, care este fix sub noi. Acum nici nu mai știu câți ani, am terminat aproape cu 99, cam da, gradul cu voi. Da. O îmbrățișez pe doamna director, de fapt îmbrățișindu-vă pe toți și pe fiecare, fiindcă văd în sală o parte numeroasă dintre dascălii mei, îl văd pe domnul profesor, domnul director Boiangiu, o văd pe doamna director Mihalache, mi-au fost și profesori de matematică și biologie, văd pe domnul profesor Toma, cu care am făcut contabilitate. Și n-aș vrea să vă supărați pe mine, doamna bibliotecar, doamna Alexandrescu, doamna secretar și toți ceilalți, domnul Guță, doamna Udrescu, doamna profesor de limba română, este chiar doamna Stroie, chiar din satul Văcarea, din comuna mea natală. N-aș vrea să vă supărați pe mine pentru faptul că astăzi o să stau foarte puțin. Doamna director m-a sunat de dimineața aceasta, vă fac această confidență. Mi-a spus că astăzi sunt zilele liceului și că mă invită și pe mine, dar noi astăzi, noi în Argeșul, avem marea onoare și bucurie să o avem în Argeș. Pe doamna europarlamentar Viorica Dăncilă, dumnea ei este șeful delegației române a parlamentarilor social-democrați în Parlamentul European și avem astăzi un program care se va termina diseară, motiv pentru care am venit cumva între două ședințe și trebuie să ajungem la un alt eveniment, la Muzeul Județean, la un eveniment național cu privire la femeia în mediul rural, condiția femeii în mediul rural. Din urmare, nu văd pe doamna Grațiela Grădici, ministrul secretar de stat și președintele Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse, care de asemenea ne face onoarea de a fi astăzi în Argeș,
și o să vă adresăm doar un foarte scurt mesaj. Să-mi permiteți mie să vă mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ați oferit, dumneavoastră, dascălii mei și colegiul național, colegiul economic Maria Teiuleanu. Dând copiilor educație, dumneavoastră mi-ați oferit identitate și viitor și vă mulțumesc foarte mult și vă rog să-mi permiteți să o invit pe doamna europarlamentar să ne adreseze un mesaj, nu înainte de a vă spune că nu sunt astăzi singură aici și o rog și pe doamna Drăghici și pe doamna doctor senator de Argeș, doamna Cristina Stocheș, colega mea, să vină împreună aici în față, fiindcă noi lucrăm împreună și suntem o echipă. Bună ziua, mă simt onorată să fiu astăzi alături de dumneavoastră. O zi atât de importantă și atât de emoționantă pentru acest liceu, liceul economic. Cred că astăzi este atât un prilej de bucurie, un prilej de emoție pentru toți cei care, sunt convinsă, picătură cu picătură, ați contribuit la ceea ce este astăzi liceul economic din Pitești. Vă doresc mult succes în continuare și sunt convinsă că, așa cum Simona îmi spunea despre emoția de a păși în liceul economic, sunt convinsă că emoția este în sufletul fiecăruia dintre dumneavoastră, fie că sunteți cadru didactic, fie elevi, toți cei care ați realizat ceea ce este astăzi liceul economic. Îmi permiteți să vă spun că vă respect foarte mult și eu am fost profesor într-un liceu, și cred că acest lucru, întoarcerea, venirea, numele acestui liceu, cred că întotdeauna va stârni în sufletul dumneavoastră emoție, dar și mândrie. Vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut până acum și vă doresc mult succes în continuare. Sunt convinsă că vă veți mândri cu fiecare realizare a liceului economic, iar noi toți vom fi mândri de realizările dumneavoastră. La mulți ani! Încă o dată vă mulțumesc fiecăruia și nu în cele din urmă, fiindcă a fost profesorul meu de limba română și un fel de profesor dascăl, domnul Trandafir, în sensul că probabil, mai ales în zilele noastre, puțin dascăl își invită copiii, elevii acasă și le împrumută cărțile din propria bibliotecă. Miturile Greciei Antice le-am citit pentru prima oară din biblioteca doamnei Tatiana Mica, profesor de limba și literatură la mine. Ei bine, nu vreau să vă supărați pe noi. Doamna director ne invită să vedem și expoziția. Neapărat. Sper ca cineva să preia microfonul. Trecem să vedem expoziția și mergem mai departe. Vă mulțumim încă o dată pentru onoarea și bucuria pe care ne-ați făcut-o. Suntem onorați că suntem astăzi la acest moment aniversar împreună cu dumneavoastră și alături de dumneavoastră. Credem noi și filozofia primăriei municipiului Pitești este aceea de a fi alături de dumneavoastră, de a fi alături de unitățile de învățământ din Pitești, în fiecare zi și mai ales atunci când au nevoie, nu numai sau nu în primul rând în momentele aniversare. Asta nu scade cu nimic importanța și încărcarea emoțională a acestui moment, 118 ani reprezentând 118 generații, pentru a căror perfecționare sute, probabil mii de cadre didactice au prezit zi de zi în cei 118 ani. Îmi revine onoarea ca în numele domnului primar Cornel Constantin Ionică să vă transmit felicitări și la mulți ani. Microfonul doamnei profesoare, colega mea, în suflet, Tatiana Nica. Cuvântul e la dumneavoastră. Mulțumesc, doamna directoare. Într-adevăr, mai spun o dată, el, cuvântul, este pe umblare prin sinele lucrurilor. Să-l ascultăm. Vă spun, bine ați venit. Emoție de toamnă. Din nou noiembrie. Din nou zilele colegiului Maria Teiuleanu. Mă bucur că sunteți aici, alături de noi, și doresc asta în fiecare an. Deși m-am gândit eu așa venind spre liceu, a trecut timpul. O să predau și eu ștafeta, o să vedeți. Și spun și eu, oprește, Doamne, acele ceasornicului cu care ne măsori destrămare. Domnule profesor,
mi-am găsit domnule profesor Buță. Mi-am găsit răgazul senin și m-am așezat în fotoliul meu. V-am luat cartea, am citit-o. V-am regăsit pe toți acolo. S-a refăcut atmosfera aceea de epocă. M-am simțit atât de bine citind despre acest spațiu cuib care e al nostru. Pentru că n-avem nevoie de clișee, n-avem nevoie de tipare, nu avem nevoie de nimic. Noi suntem dascălii, dascălii de școală veche, dascălii de școală nouă pe care o să-i vedeți acum. Avem nevoie de acest spațiu cuib în care ne-am format, în care am trăit fiecare zi cu conștiința clară că trebuie să punem ceva, să mai așezăm o cărămidă, să mai închidem file de catalog, să mai deschidem file de catalog și, Doamne, ce bine este așa! Cartea domnului profesor o să vă răscolească. E o invitație la cultură. Haideți să bem din ceașca de cultură, că este foarte important. Am găsit acolo în carte judecăți de valoare. Am găsit citate pe care încerc să le țin minte. Și spune domnul profesor frumos, și a trecut de la el timpul la ei oamenii. Ce am văzut? Ce am simțit? Dragoste pentru locul acesta. Respect pentru școală. Respect pentru Maria Teiuleanu. Ce mi-a plăcut cel mai mult? Sinceritatea cu care și-a scris cartea și spiritul critic. A spus lucrurilor pe nume și am înțeles că a fost greu, că este greu și probabil va fi greu. Impresia pe care mi-a lăsat-o este că a scris pentru a fi auzit. Are darul povestirii. Și impresia asta că stă pe laviță și povestește și vorbele îi curg și se lasă antrenat de această plăcere a povestirii. Luați cartea domnului Buță, vine Crăciunul, găsiți-vă răgazul acela în care vă așezați în fotolul noastră și citiți și o să vedeți dincolo de cuvinte ce o să găsiți. Rugămintea românului este iubire, liniște și mântuire. Dacă aș avea iubire, ce ușoare ar fi toate. Din tristețe aș face zâmbet și din ură bunătate. Dacă aș avea iubire, n-aș simți răul ce apasă, însă n-am. O, Doamne Sfinte, iartă-mi firea păcătoasă și în mila să nesfârșită dă-mi un picur de iubire. Doamne, cel ce ești, iubire, liniște și mântuire. Și acum predau ștafeta. Dascăl de școală veche și dascălul de școală nouă. O invit în scenă pe colega mea, profesoară de limbă și literatură română, Irina Diaconescu. Mereu Centrul Cultural este alături de noi. Iată și astăzi. Și astăzi alături de dumneavoastră, Primăria Municipiului Pitești, prin Centrul Cultural Pitești, este întotdeauna alături de dumneavoastră, avem încheiat un parteneriat pe care îl onorați așa cum se cuvine, chiar ne-ați depășit toate așteptările, atât prin elevii pe care îi educați și îi formați atât de bine, cât mai ales prin cadrele didactice cu totul de excepție. Dumneavoastră nu doar că participați la acțiunile la care vă invităm, vă și implicați și să nu uităm de acel proiect cultural-educativ sub genericul printre cărțile oamenilor de cultură Ardejeni, unde și doamna profesor de limba și literatura română, Tatiana Nica, a fost invitată atunci și în calitate de creator de frumos. Pentru toată implicarea în activitățile Centrului Cultural, vă mulțumesc, doamna director, vă mulțumesc, stimate cadre didactice, tuturor elevilor pe care îi pregătiți, îi educați și îi formați atât de frumos. Și astăzi Centrul Cultural Pitești, la acest aniversar, vă oferă o diplomă de excelență care se acordă Colegiului Economic Maria Teiuleanu Pitești pentru îmbogățirea vieții culturale a urbei. Felicitări! Mulțumesc mult de tot! Vă mulțumesc tare mult! Dar îmi dați și mie voie să vă ofer și eu o diplomă aniversală
se acordă doamnei Carmen Salou ca semn al aprecierii și al recunoștinței pentru sprijinul acordat de-a lungul anilor Colegiului Economic Maria Teiuleanu Pitești, cu ocazia aniversării a 118 ani de la înființarea învățământului economic pe meleaguri argeșene. Mulțumim și noi! La mulți ani, să aveți o zi frumoasă, senină, așa cum este cea de astăzi. Domnul profesor, aici aveți foștii dumneavoastră elevi și când au auzit această carte, lucrează la finanțe, deci v-au urmat cariera și drumul. Mă plec în față de mine. Părinte, mi se pare că este prea mult, că obosit. Astăzi vă luat ultima dată cuvântul în fața dumneavoastră. Și vreau să-mi împart cuvântul în două părți. În prima parte, permiteți-mi, ca tălângă frumoasa surpă religioasă de jos, să aduc și eu ultimul omagiu celor care au făcut ca această scoală să existe. Marie Temleanu, titlul locaului. Grigore Coambă, primul director al școlii comerciale. George Vrăbniescu, primul director al Liceului Comercial, Alexandru Sălescu, primul director al Liceului Economic. În același timp, vă rog să permiteți să transmiți cele mai sincere mulțumiri autorităților locale pentru sprijinul pe care l-a fost aceste școli. Vorbesc dezinteresat, deci nu sunt interesat să mulțumim. Eu apreciez efortul pe care organele locale l-au făcut pentru ca această școală să stea într-un local cu chirie, să primească cu aceea mai târziu cu unul altul. Îmi amintesc că numai cu sprijinul organului locale am reușit să facem subzidirea localului, că numai cu sprijinul organului locale am reușit cu anii urmă, împreună cu colegii mei de atunci, Udrescu și Cova, să obținem și un internat. Da. Pentru toate acestea, încă o dată, de a dat mulțumim în vedere. Permiteți să aduc mulțumim tuturor conducerilor liceului, după ce au plecat la conducerea liceului, pentru că m-au primit în mijlocul dumneavoastră, ca pe un copil răsfățat, să știți. Și m-au respectat ca pe un bătrân, pentru că acum sunt un bătrân. Mă apropie de până la 90 de ani. E ceva. La mulți ani, cu sănătate! Și urez tuturor la mulți ani, cu sănătate! Mulțumesc, fericit și mulțumesc colegilor pentru rezultatele pe care le-au obținut. Nu v-am uitat nici tu, dragi elevi. Pe parcursul anilor de 18 ani de zile, cred că am vorbit în fața a cel puțin 4-5 generații de elevi. M-ați ascultat cu răbdare și v-am spus atunci câteva lucruri, câteva capcane care vă așteaptă în viață. Nu mai gândesc la ele. Mă gândesc acum la două, să mă amintesc două lucruri. Mă gândesc la lupta dintre generații. Este așa o discuție permanentă, lupta dintre generații. Nu este lupta dintre generații. Este vorba de niște cutume și de niște orgolii. Poate se pot înlătura prin dialog, prin dialog. Și să vă dau un singur exemplu. Când s-a născut prima fetiță într-o familie, părinții au plecat la bunici să spună ce nume veste cu fetița noastră. Și acolo bunici a răspuns, cum să spună noi numele? Mama are dreptul să spună numele fetiței. Dacă noi vă zice Maria și voi ziceți Elena, pe cine v-am zis și mama la ce? Pe Maria noastră sau pe Elena voastră? Au zâmbit, s-au înrățișat, s-au sărutat și au zis toți Andreea, pentru că așa a zis mama. Da. Iată deci că se poate face în înțelegere. O a doua problemă pe care vreau să vă aduc în fața voastră este comportamentul uman. Mă îngrijorează, mă îngrijorează. Asistăm și suntem părtași la degradarea relațiilor umane. Un lucru foarte neplăcut. Și mă gândesc de ce. De ce nu ne mergem între noi? De ce ne ucidem? De ce ne ești? De ce nu ne ești din patria? De ce nu ești din natura? Pentru că ne lăsește cultul iubirii, să știți. Și când spun cultul iubirii, nu mă gândesc la îndrăgostiți. Au fost, sunt ce vor fi. Mă gândesc la iubirea dintre noi ca oameni. Mă gândesc la iubirea noastră față de patrie. Mă gândesc la iubirea față de natură. Trebuie să mergem în mijlocul ei, să o putem proteja. Mă gândesc la iubirea față de patrie. Am început să uităm valorile. Noi mai respectăm eroii, noi mai respectăm valorile. Fac un apel la cadrele noastre didactice.
faceți tot ce puteți dumneavoastră, să strecurați și înțelepciți pe acolo câte un cuvânt de educație pentru iubire. Să dezvoltăm la elevi iubirea de oameni, pentru că aceasta este esența existenței noastre. Să ne iubim și atât. În încheierea primei părți a cuvântului meu, ca asta vreau să fac astăzi, vă rog să-mi permiteți să închei cu cuvintele foarte dragnici și binecunoscute. Mulțumim, Maria Teiuleanu! Să-mi permite să citesc ceva. N-am să citesc tot ce este aici. Ne vei desparte o singură zi. Ne vei desparte o singură zi până când, până la 1 decembrie 2017, când începe anul centenarul Marii Unii, la 1918. La 1 decembrie 1918 s-a sfârșit Unirea Românilor. Marea Unire s-a înfrântit la Alba Iulia, după ce la Chișinău și Șurnăuți, românii de acolo hotărâți să reunirea cu patria mamă. Atunci poporul și-a văzut din visul său de veacul. La 1 decembrie 1918 a avut loc o întâlnire fericită între opțiunile și acțiune politicienilor cu voința poporului, sprijinită de jertfelor strașilor români căzuți în lupte la Mărăști, Mărășești, Uituzi, ardelenii, urmașii cei mai curați ai dacilor. Cei mai oxid de dominații străine au scuturat jocul copiii și s-au unit cu țara. A fost voința lui Dumnezeu ca pentru desăvârșirea Unirii să moagă mii și mii români din toate provinciile, iar unificatorii, pe lângă locuitorii acestui pământ și politicienii din legat Basarabia, Bucovina și Ardeal, să fie o lege și o regină născuți în afara țării, dar devotați ei. Să ne plecăm fruntea în fața memoriei lor și să cinstim la ce jertfa prin care ne-au lăsat România Mare. Mi-amintesc să dau cuvinte citire certificatului de naștere. Tu cine ești? Cât te-ai născut? Mă întreabă un necunoscut cu vorbe grele pătimașe din vremea lui Pifașe. Eu sunt copil dacă roman, născut pe Maul Dunăreal, pe-a dat cei măreți cuprins. Nu citesc tot că este foarte mult. Pe Herodul citește bine și vezi ce spus despre mine. De vrei să vezi dovezi curate, din vremuri îndepărtate, de existența neîntrerupă, de vaca noastră mântrânită, datele și sica sunt dovezi, devenim în pace să-i vezi. Monumentul ta am plisit, eu cred că nu te-ar plisi, iar mătrânita în apoca vorbește sile despre epoca în care dași și romani tăiau ca frași și ca dușmani, nu ca dușmani. Deși ceva și trei ani mi-au dat pământul și cuvântul, copilul și al doilea mi-au dat știința și credința, dar ei au azi din lume două nume, patria română și limba română. Tu ai venit din depărtare, pe coama căilor călare, ai luat totul ca un val când se înălța peste mal, în goana căilor sălbatici mi-ai luat părinți ostatici și o parte de pământ să-mi lași tot pământul român. Tu te-ai întâlnit în cale, de la munte până la vale, ai râsul de vinăție ca proprie bogăție. Mi-a luat studii cu albine, mi-a luat taurul de mine, mi-a luat turnele de voi și cânticul din cipoi. Mi-a luat grâu, pădurt, petrol, mi-a lăsat frământ și bor, ai adus lumea urgie și destul barbarie. Legile mi-ai schimbat, drumul vieții mi-ai bărat, secole am stat pe loc, însă te-a dușat pe foc. Pentru ai țării scump pământ și al moșilor mământ, m-am luptat la an de an cu drujman după drujman, la Posada, la Rovine, la Codromnal, la Cădugăren, la Plevna te-am învins, la Turtucaia, pe Jiu, pe Olt și pe Culoarul Prat, ai învins. La Siganca, la Orba Lămure și la Călei, iar te-am împins. Vă victorii și înfrângeri, cu curaj, dar de îngeri, au luptat cu frătărare pentru România Mare, la Mărești, Mărășești și Uituri, în Cămașe, sunt obuns. Mi-ai ucis părinți și frați cu ordine de împărați, mi-a dat țibutul cu cavul, ai lăsat în urma mare, mi-a luat copiii în cer și părinți prizonieri. Într-o sfântă și frumoasă zi, capul ești acum necus și a murit ca cu patru fii în credința lui Iisus. Mi-a luat așa după cum ai dus și din pământ până la prut. Cu încrederea mea mare, ți-am dat la urmă păstrare și cuier și documente despre vechi evenimente. Când am cerut înapoi, mi-ai spus, nu mai sunt la noi, sunt la vechea împărăție despre care nu se știe. De la genul de demult, vorbe rei tot ascult, vorbe grei de o cară pentru mine și a mea țară. Cap de domitor mi-ai luat, moarte pe roază mi-ai dat, mi-ai ucis frații mai mic, mi-ai luat la oamenilor chip și a copilor să știi pentru vrei prin ce vin. Ai făcut baie de sânge într-o soare care plânge, ai vrut limba să dispare și să plec eu din țară. Trecutul ne dă distrețe, prezentul ne dă binețe și din ele amândouă să facem o lume nouă,
fără ură pătinie, fără gând de stăpânie, să nu spună cei de acum pentru fapte de atunci, să nu-i condamnăm pe prunci pentru fapte odioase, rușinoase, drumoase. Ascultă durerea mea și cu ea și chemarea mea, trecutul să nu uităm, dar să nu ne răzbunăm. Din el să învățăm mereu cum să ne ferim de greu, de sclavie și urcie, de ură și dușmănie. Pe copiii noștri mici să-i facem oameni văinici, să lăsăm moștenire cu frumoasă amintire, de onoare, demnitate, libertate și dreptate. Și vreau să mai citesc câteva cuvinte, o scrisoare de pe trecut. Moș Crăciun cel greu și bun, te așteptă cum să spun povestea mea din exil, păicând în Nicodiu. Laptele mamă n-am sunt, care asum eu am făcut și crescut în viață grea, departe de țara mea. Acolo în pizza moș, n-am avut nici tăboș, nici numele românești, nici focul țărănesc. Limba mea n-a folosit nici la scritura din credința mi s-a putat, nici crucile s-au drâmat. Acolo, moștile dragi, m-au fost după un putea, fără palmă de pământ. Părintele învățând pe mănânță de stăpân, le-a rostit pe un câmp și le-a îndepătat în gând. Acolo au fost o fală, m-a răpărit de drâmat, insultat și colectiv la vestitul din. În gulavul de strâmat, m-a fost abandonat. Fără vorbă răbunească, fără scură creștinească. M-am hrănit cu domnul din vorbă pentru casa, din vorbă pentru grup, să rețin pentru datul pentru când. Mă rog, Doamne, iar la tine să fie milă de mine și să dai o putere să se pot face de bine. Mor pe prin cer de știu, dar venim la să-ți spun, povestea mea din te, vei să nu-i mătâng. Așa cum și când îmi desfate și acum, pe dor și pe dumneavoastră, aștepta ca mumiere. Onorat asistență. Marea mâinile, realizării poporul român, se datoresc celor care au trăit pe câmpul de luptă. Sunt convins că nu există o familie de români în care să nu există un erou. Și pentru aceasta, permiteți-mi și vă rog să țin moment de reculegere pentru toți cei români de amunos. Nu este suficient. Nu este suficient să sărbătorim. Trebuie să respectăm și simbolul național. În Constituție, nu cu simbol este spus, dar pe țări. Iată, l-am adus cu mine. Dar pe țări. Trebuie să vă respectăm. Al treilea simbol este ziua națională. N-am pus o altă. Să trăim peste zi cu sărbătorim. Mai departe, este din național. M-am scris acolo. Ca să mai fie ieșit încă o dată. Și în curs mai este stima, n-am putut să fac. Doamnele Rectoare, vă las ca simbol pentru ca la anul toți cei din Colegiul Economic să poată îndrept tricolorul în anul sărbătorii centenarului. Mulțumesc mult de tot, domnule profesor! Ea suntem o comandă și aș văzut acolo pe balustradă, pentru că de fiecare dată e aproape de 1 decembrie, am pus mereu tricolorul, deci zic că învățăm pe copii să fie români, să iubească patria și să iubească înaintașii. Și vă rog din toată inima, domnule profesor, să nu mai spuneți că la anul nu veți mai vorbi. Vorbiți cu noi aici, pentru că așa împreună suntem o familie, eu vă rog să mă credeți că pentru mine sunteți frați, toți profesorii care acum sunteți pensionari. Dar nu pot să gândesc că voi avea la anul, eu știu, această sărbătoare fără dumneavoastră. Așa că trebuie neapărat să fiți sănătoși, să fiți voioși. Mă țin de picioare. Și sigur că da. Și să fiți alături de noi în fiecare an. Mulțumim mult de tot, domnule profesor. Mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Mulțumesc în mod deosebit elevilor, pentru că m-au ascultat aproape de 80 de ani. Mi-a spus ce am zis eu. A fost bine, că n-a fost bine, ei au ascultat. Și respect pentru starea în disciplină și cum simți. Așa te doresc să dragi tot timpul vieții. Te doresc în continuare în viață să aibă de-aia de frumoase și să nu uite, să păstreze creștinismul strămoșesc, să păstreze patriotismul românesc, să lupte pentru civilismul ne-au operat, să fie civilizat, să păstreze mai departe, să nu uite că
să sari de la acest popor și să rămână mai departe ai neamului cu care vorbim. Vă mulțumesc, dragi eu. La Moș Andrei, fratele tatei cel mic. Și numai ce o auzeai vara. De băiatul satul. Și cum mă spun, îndată mă trimite mama cu de mâncare în țarină la nici de lingură, pe care aveam tot mii sprășitori. Și cum mergeam, aud pupăza cântând. Eu să nu văd de drum tot înainte, mă abate la tiu cu gândul să prind pupăza. Deci aveam grozavă ciudă pe dânsa, nu numai pentru pupat, cât și pentru faptul că mă trezeam fiecare dimineață cu noaptea în cap din pricina ei. Pundem mâncarea jos, mă sui un cerișor în tiu care te adormea cu mirosul floarei. Bag mâna în scorpură. Bag mâna în scorpură, unde știam, și norocul meu, că puiesc pupăza pe ouă și stric plin de mulțumire. Ha, șleliță, că te-am căptușit eu! Îi mai pupat tu pe dracu de acum! Însă a doua zi după asta, Iaca și mătușa Mărioara, a lui Moș Andrei, vine cu o falcă în cer și una în pământ și se ia la ciuntănit cu mama din fricina mea. Mai auzi de una ca asta cu mea tăzmarandă? Să frie un pupăza care, zicea cu jale, ne scoală din dimineață de atâta timp la lucru. Rozav de turburată era mântușa și nu mai venea să-l rătămeze.